Cartierul Schela a beneficiat de o mulțime de investiții în ultimii ani. Reabilitarea ultimelor străzi sunt aproape de final, astfel că locuitorii cartierului se vor putea bucura de condiții demne de un cartier de oraș modern. Câte străzi avem? Parcă 19, nu? În momentul ăsta. 19, cu două dintre ele sunt pe două tronsoane, în total sunt 21. 21 de străzi. O să lucreze cât timp ne va permite, la poate până și în decembrie. Bineînțeles, după cum sunt prezile. Ce lucrări avem acum? Până acum se realizează decaparea a două străzi pe care există îmbrăcăminte din beton, se realizează trotoare pe încă două străzi, infrastructura. Deci aveți front de lucru. Bineînțeles, și sperăm ca până la sfârșitul anului cel puțin jumătate din străzi să fie asfaltate cu trotoare. Cartierul Schela a beneficiat de o mulțime de investiții în ultimii ani. Reabilitarea ultimelor străzi sunt aproape de final, astfel ca locuitorii cartierului se vor putea bucura de condiții demne de un cartier de oraș modern. Drobeta Turnu Severin a devenit o carte de vizită a Olteniei prin enumărate proiecte ce au vizat modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere. Aici vorbim și despre cartierul Schela, în care condițiile de trafic nu erau unele favorabile, iar reabilitarea drumurilor era imperios necesară. Astfel, se continuă investițiile în infrastructura din Schela. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, se ocupă îndeaproape ca lucrările de asfaltare a ultimelor străzi rămase nereabilitate să funcționeze conform planurilor. Ultima parte, da, pentru că odată cu terminarea acestei investiții, acestei lucrări, Schela va fi asfaltată în totalitate cu toate utilitățile prezente, apă, canal, unde n-au fost până acum, racorduri la rețeaua de gaze. Putem spune că anul viitor, în octombrie, când a trebuit să termine această lucrare, noi sperăm că mai repede, Schela va avea tot ce trebuie ca să fie un cartier modern, un cartier civilizat. În același timp o să lucrăm în perioada după ce vom termina această lucrare, vrem să reabilităm și zona de parcări. Sunt foarte multe parcări în interiorul cartierului Schela, vorbim aici în zona de blocuri, care trebuie să reabilitate. Încet, încet le vom pune toate la punct. Avem aici o lucrare de 11 milioane și jumătate pe PNDL 2, dintre care 250 de mii sunt banii primăriei, restul pe PNDL 2. Avem lucrări de reabilitare, străzi, asfaltare, preluare ape, zona de trotuare, zona de acces la proprietăți. E o lucrare destul de complexă, dar de care cartierul Schela chiar avea nevoie. Lucrările de asfaltare, reabilitare și investițiile de apă, canalizarea, racorduri la rețeaua de gaze sunt aproape de final. Se estimează că în octombrie 2024 se vor finaliza complet lucrările de reabilitare, iar cartierul Schela va fi un cartier modern și civilizat. În acest moment se efectuează lucrări de decapare în veliș beton pe două dintre străzi, pe alte două din străzi se execută lucrări de reabilitare, infrastructură rutieră, mixtură asfaltică, trotuare, borduri. Până la sfârșitul anului estimăm că vom asfalta la gata cel puțin jumătate din străzile din obiectiv. Acum, bineînțeles, avem nevoie și de sprijinul operatorilor de utilități, ca în acest timp, în paralel cu noi, să și realizeze lucrări de branșamente, lucrări de rețele, racorduri și așa mai departe, astfel încât după ce noi vom realiza infrastructura rutieră și pietonală, să nu avem situații că mai au branșamente, mai au de făcut, spargem, o luăm iar de la început, situații care au existat în trecut, iar cetățenii de asemenea trebuie să înțeleagă că vor trebui ca să și depună la operatorii de utilități cererile necesare pentru ca, odată terminate aceste străzi, să nu mai avem situații neplăcute. Primarul Marius Creciu s-a prezentat astăzi pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor. Acesta a primit asigurări din partea constructorilor că lucrările se desfășoară cu pași repezi și vor fi finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni, locuitorii beneficiind de condiții ridicate de trai. De asemenea, primarul a precizat de ce nu se poate investi în anumite zone din Drobeta Turnu Severin în ceea ce privește rețeaua de gaze.
locuințe, vinovații fiind cei de la Mehedinți Gaz, neavând puterea economică să continue investițiile în municipiul nostru. Cu toate acestea, este bucuros că s-au putut aduce modificări în cartierul Schela, de care acesta este responsabil, datorită implicării active și a responsabilității primarului Marius Creciu. Locuitorii cartierului Schelei beneficiază acum de drumuri asfaltate și reabilitate, care le oferă un confort sporit celor care locuiesc în acest cartier.